Pace și bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc pentru primirea cordială de care ne-ați făcut parte. Mă bucur aici să mă revăd cu fratele Viorel, care este unchiul soției, și evident cu frații slujitori, începând cu fratele Luigi și ceilalți care ne-au vizitat în repetate rânduri, atât în biserică, cât și în studioul postului de radio Vocea Evangheliei din Suceava. În această dimineață, pentru că a fost o slujbă de binecuvântare a copiilor, aș vrea să rămân conservent tematic, nu voi citi un text, pentru că în repetate rânduri, pe screen-ul pe care îl aveți aici în biserică, a fost afișat un verset din cartea Proverbe, carte care, înțeleg, în perioada aceasta vă este în atenție. Proverbe 22:6, care spune în felul următor: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. E un verset scurt, dar vă promit că este plin de consistență și de relevanță. Suntem aici părinți, bunici, copii, lideri de școală duminicală, slujitori ai lui Dumnezeu, cu toții vom avea de învățat din versetul acesta. Există mai multe tipuri de formare a unui copil și putem vorbi despre o formare școlară, de una profesională sau vocațională, dar pentru că noi suntem aici într-un context creștin, trebuie să vorbim despre o formare de ordin spiritual. Dacă educarea unui copil pe linie școlară sau profesională au de-a face cu pământul acesta, formarea spirituală are de-a face și cu pământul și cu veșnicia. Prin urmare, mesajul pe care urmează să vi-l împărtășesc în câteva cuvinte are conotații foarte importante și de aceea vă rog să fiți și foarte atenți. În primul rând, trebuie să vă spun că atunci când ne gândim la formarea spirituală a unui copil, avem un impediment. Și anume, este vorba de tendința copilului de a se abate. Observați, versetul spre final spune: când va îmbătrâni, nu se va abate de la calea pe care noi o indicăm. Și copiii sunt ființe spirituale, nu doar adulții. Și observați, noi avem o abordare diferită a unui copil decât am avea o față de, nu știu, o pisică, un cățel. Până în urmă cu câteva luni, noi acasă am avut doi căței, față de care am avut o anumită relație. Și s-a întâmplat că am devenit între timp bunici. Vreau să vă spun că am uitat totalmente, aproape totalmente, de căței respectivi și ne-am focalizat întru totul pe nepoțelul care ni s-a născut, conștientizând că este purtător de chip divin și că avem o responsabilitate uriașă față de el. Un copil are rațiune, sentimente, dar mai mult decât atât, este în mod structural dotat de Dumnezeu cu o parte spirituală. Și ceea ce este foarte trist este faptul că orice copil se naște în lumea aceasta cu o predilecție pentru a păcătui. Noi nu ne naștem neutri din punct de vedere moral. Atunci când Adam a fost creat, el a putut să aleagă între bine și rău, dar odată ce
Adam a păcătuit, toți copiii, chiar dacă sunt frumoși, drăgălași, îngerași, în structura lor internă există o predispoziție spre rău. Știu că nu ne place să auzim lucrul acesta. Este trist, dar este adevărat. Uitați ce spune Sfânta Scriptura. David spunea, în păcat m-a zămislit mama mea. În cartea Proverbe este scris, nebunia este lipită de inima copilului. Se vorbea aici despre înțelepciune. Dar din punct de vedere spiritual, iată că avem un contrast. Copilul are o natură păcătoasă și există o pervertire moștenită de la protopărinții noștri. De aceea trebuie să înțelegem că în momentul în care ne ocupăm de un copil, soluția nu este una simplă. Noi trebuie să-l ducem pe un copil în punctul în care el să poată contracara această natură păcătoasă. Să conștientizeze răul din el însuși și să folosească resursele lui Dumnezeu pentru a putea să învingă această natură care este depravată. Asta nu înseamnă că un copil este rău în mod irecuperabil. Nu. Ideea este că în toate fațetele ființei sale, el poate să fie afectat de păcat. Și dacă este lăsat fără o îndrumare și fără o îndreptare spre Hristos, un copil poate să ajungă rău de tot și ulterior să ajungă într-o veșnicie nefericită. Dar pe lângă acest dezavantaj primordial, există un altul. Atunci când vorbim despre această tendință de abatere. Și dezavantajul știți de unde vine? De la noi, cei care le suntem părinți. Chiar dacă dorim să avem păreri bune despre noi, noi putem să transmitem copiilor noștri o zestre păguboasă. Și anume un comportament nepotrivit. Spunea Petru despre felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. Anumite păcate care se semnalează în dreptul părinților, anumite metehne, anumite slăbiciuni, apar în dreptul copiilor și chiar al nepoților. Mi-aduc aminte de o situație, e vorba despre mine, așa că mă vulnerabilizez. Am fost în vizită cu copiii mei, erau mici atunci, într-o familie a unor rude. Și cel mai mic dintre copiii noștri făcea niște ghidușii. Dar nu erau foarte plăcute. Iar rudele, care ne cunoșteau foarte bine, mi-au spus, Daniel, face exact ca tine când erai mic. Când am auzit să intru în pământ de rușine. În poporul nostru noi avem câteva proverbe care vorbesc despre realitatea aceasta. Așchia nu sare departe de trunchi. Nu? Sau ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Și haideți să avem și o abordare pozitivă. Din stejar, stejar răsare. Însă, atunci când ne gândim la aspectele negative, trebuie să conștientizăm că atunci când păcătuim în fața unui copil, păcătuim de două ori. Pentru că e o chestiune care ne vizează pe noi, dar care servește ca model negativ copilului nostru. Avem exemple biblice în sensul acesta. Vă amintiți că Avram a păcătuit prin a minți că soția sa este sora lui.
Știți că lucrul acesta s-a repetat și în generația următoare? Sau, ca să dau un alt exemplu, aflăm despre Abiam și citez: s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui. Selectez un alt verset. Un anume, Ahazia, fiul al lui Ahab, a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său și a mamei sale. Observați? Noi putem croi cărări drepte cu picioarele noastre sau cărări sinuoase. Prin urmare, avem o responsabilitate uriașă vis-a-vis de ei. Dacă un copil realizează că părinții său au un mod de viață condamnabil înaintea lui Dumnezeu și nu schimbă ceva, situația este dezastruoasă. Ca să nu mai vorbim de un alt aspect, acesta este ultimul din gama aceasta, pe lângă natura păcătoasă, pe lângă un exemplu negativ din familie, care devine un model comportamental, putem vorbi și de un mediu viciat societal. Și noi în România și dumneavoastră aici în America ne luptăm cu toții pentru a-i păzi pe copiii noștri de tovărășii, de companii nepotrivite. Biblia spune, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Iată că este important să știm cu cine se însoțesc, în ce companii sunt, pentru că unele pot fi detrimentale. Dar societatea în ansamblul ei este periculoasă. Însă, haideți să intrăm mai adânc în pasajul acesta. Am văzut că există o tendință de abatere, care este oarecum amplificată de anumiți factori. Privind în textul acesta, observăm un lucru. Este scris, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Nu scrie, învață pe tânăr. Nu scrie, învață pe omul matur sau pe omul în vârstă, ci pe copil. Știți de ce? Pentru că există un timp propice pentru formarea unui copil. Un timp adecvat. În primul rând, trebuie să surprindem o realitate care ne avantajează în calitate de formatori, de educatori. Și a fost reliefată prin un text care a fost citit astăzi. Copiii sunt foarte receptivi pentru a învăța, sunt curioși. Observați în cartea Exodul, de unde s-a citit, se punea întrebarea dinspre copii, ce înseamnă ceea ce facem, obiceiul acesta? Copiii pun o grămadă de întrebări, uneori sunt agasanți, ne stresează cu o multitudine de întrebări și câteodată când nu știm, îi spunem du-te la maică-ta sau du-te la taică-tu, că nu știu să-ți răspund. Și oarecum ne descotorosim de ei. Dar faptul că ei pun întrebări, asta arată că trebuie să stăm la dispoziția lor, pentru că nu vor pune întrebări multă vreme. La un moment dat se vor duce la alții să întrebe. Și dacă nu le-ai răspuns la timp și într-un mod corect, convingător la cele întrebări, va fi spre paguba lor. E adevărat că omul cât trăiește învață, dar există ani în care un copil sau perioadă din viața unui om în care îl învață mai mult. Și anii aceștia sunt anii copilăriei. Primii 10 ani din viață sunt cei mai eficienți privind învățarea. Practic se pune temelia pentru ceea ce urmează. Următorii 10 ani sunt numiți vârsta de aur a învățării. Și ulterior, deși scade capacitatea de asimilare, tot învățăm, dar totul se fundamentează, se grefează pe ceea ce s-a stabilit de la bun început. Biserica Catolică are un dicton care spune astfel: dați-ne un copil în vârstă de până la 7 ani și îl vom avea pentru toată viața. Cred că vă amintiți de sintagma cei 7 ani de acasă.
Avem exemple biblice și dați-mi voie să le menționez. Au fost câteva situații care mie mi-au dat de gândit. Într-o familie s-a născut cel de-al treilea copil. Era un băiețel. Și, în mod normal, într-o familie trebuie să fie bucurie când se naște un copil. Dar în familia aceasta s-a strânut tristețea, spaima. Pentru că în perioada respectivă, în care ei trăiau, în ținutul în care se găseau, s-a dat un edict imperial prin care toți copiii de parte bărbătească trebuiau să moară. Și l-au ascuns timp de 3 luni și apoi cu o emoție pe care eu nu pot să o descriu, l-au așezat, atenție, într-un sicriaș de papură. Probabil că l-au uns cu ceva. Ce vă spune dumneavoastră gândul, termenul acesta, sicriaș? Moarte. Nu știu ce au avut în inimă în momentul în care l-au așezat între trestii. Interesant este că Maria, care era mai mare cu 12 ani, fata, singura fată din familie, a vegheat de la o anumită proximitate. Și într-un mod cu totul providențial, acolo apare fiica celui care emisese tocmai acel decret. Și te-ai fi așteptat la cei mai rău. Dar acestei tinere i s-a făcut milă de copilașul respectiv. A văzut că este și frumos. Și atunci, cu o prezență de spirit extraordinară, sora copilului, o adolescentă, fuge într-un suflet la această tânără și spune: nu vrei să-ți aduc pe cineva care să-l alăpteze? Și cea care avea să-l alăpteze a fost chiar mama lui. Și Iochebed știa că îl va avea pe copilul acesta o vreme foarte scurtă în mâinile ei. Și, dinpreună cu laptele matern, această femeie inoculează în acea minte micuță că există un Dumnezeu, că El este parte dintr-un popor special și că El poate intra în relație cu acest Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun cu cea mai mare convingere că prima persoană care a imprimat în micuțul Moise adevărul despre Dumnezeu a fost mama lui. Și a folosit timpul acela extrem de scurt pe care l-a avut la dispoziție. Pentru că știa că după aceea va intra pe mâinile școlilor din Egipt. Și ce a imprimat acea mamă n-a șters nicio școală din Egipt. Și cred că lucrul acesta poate fi translatat, transpus și în experiența noastră. Gândiți-vă la o altă situație. O mamă face o juruință: dacă voi avea un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina ție, Doamne. Și Dumnezeu a ascultat, de aceea i-a și pus numele Samuel. Și ce se întâmplă? Îl alăptează și după ce l-a înțărcat, se ține de promisiune și îl duce. L-a avut pe Samuel o vreme scurtă, dar o așa influență a avut Ana asupra lui Samuel, încât despre omul acesta nu găsim scris absolut nimic rău în Biblie și este prorocul care așează în funcție primii 2 regi din poporul Israel și le este consilier. Iată deci, avem un timp scurt pe care îl putem fructifica. Timpul nu poate fi conservat. Dacă l-am pierdut, l-am pierdut într-un mod irreversibil. Cine pierde trenul acesta, îl pierde pentru totdeauna. De aceea,
părinți și bunici, lideri de școală duminicală, slujitori ai lui Dumnezeu, câtă vreme avem copiii în brațele noastre, în casele noastre, în biserică, trebuie să ne investim în ei cât mai mult posibil. Dumnezeu să ne ajute. Sar peste câteva idei și aș vrea să merg mai departe la un alt adevăr pe care îl găsim în pasajul acesta. Există un conținut al educației, al formării. Ce trebuie să învățăm pe copii? Calea pe care trebuie să o urmeze. Calea. Îmi place că este un articol hotărât, nu spune o cale, ci calea. Asta arată unicitatea și exclusivitatea. În ceea ce privește mântuirea, un copil trebuie să înțeleagă că nu există mai multe căi, ci există o singură modalitate pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră în vederea mântuirii. Și pot să spun, fără să exagerez, primii evangheliști pentru un copil trebuie să fie părinții. Pot fi și liderii de școală duminicală, dar ceea ce învață un copil acasă este de o importanță covârșitoare. Există o singură credință, există un singur crez, există doar anumite adevăruri care reprezintă modalitatea prin care noi putem accesa mântuirea lui Dumnezeu, însemnând aceasta iertare, sfințire și, evident, partea aceasta finală a mântuirii, glorificarea. De asemenea, calea aceasta presupune o cale a sfințirii. Asta înseamnă că există anumite delimitări. O cale, un drum, nu este un câmp. O cale are o margine la dreapta, la stânga. Un copil nu are voie să facă orice. Și în familie, părinții sunt cei care stabilesc anumite granițe comportamentale. Și de mic, un copil este ajutat de către părinți să învețe ce este bine și ce este rău. Sunt anumite reguli privind modul în care ne comportăm, orele la care ne culcăm, orele la care servim masa, așa și așa mai departe. Un copil lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Dar dacă există niște reguli clare, lucrul acesta îl va urmări pentru totdeauna. Și de ce nu? Să facem și o specificație într-o altă zonă. Atunci când vorbim de calea pe care trebuie să o urmeze, există o cale a slujirii. Învață pe copil, nu pe copii. Observați, este o abordare singulară, individuală. Să te raportezi la fiecare copil într-un mod distinct. De ce? Nu trebuie să facem comparații între copii. De ce? Pentru că fiecare copil are individualitatea sa, specificitatea sa, personalitatea sa, înzestrările native. Dumnezeu a pus în fiecare copil ceva distinct. Noi avem doar 3 copii și observ cât de diferiți sunt unul de altul. Au niște predispoziții spre profesii foarte diferite. Sau, de ce nu, și din punct de vedere spiritual. Noi nu-i putem forța să intre în încălțămintea noastră, în papucii noștri. Ei trebuie să aibă daruri distincte de la Dumnezeu și să urmeze acel traseu pe care Dumnezeu îl stabilește. Noi nu putem standardiza, uniformiza în dreptul copiilor noștri anumite lucruri, anumite aspecte. Ei trebuie să meargă pe acel traseu în care Dumnezeu îi așează pe fiecare. De aceea noi trebuie să-i creștem pe copii pentru ceea ce sunt ei. Noi nu trebuie să trăim prin ei. Dacă avem anumite frustrări din trecut, că n-am reușit noi să
facem o anumită meserie, o anumită profesie, să-i forțăm să meargă în direcția respectivă. Sau dacă n-am reușit într-un anumit segment de slujire în biserică, numai decât ei să meargă în zona aceea. Nu. Lasă-l pe copil să meargă pe făgașul pe care Dumnezeu îl așează și ajută-l să meargă în direcția respectivă. Suflă-i în pânze din punctul acesta de vedere. Aș vrea să mergem mai departe, la un alt aspect. Modalitatea formării. Cum putem să îl ajutăm pe un copil? Și răspunsul este sintetic, simplu. Învață pe copil. Învață. Asta ce înseamnă? Înseamnă să folosești cuvinte, să nu fii zgârcit. Să stai cu copilul tău, să aloci timp. Probabil că ați auzit despre Susanna Wesley. Dumnezeu ei, o femeie cu o pregătire înaltă, a avut 19 copii. S-a ocupat de ei în mod distinct și pentru că erau mulți și a programat ca în fiecare săptămână să petreacă cu fiecare câte o oră. Nu toți au rămas în viață, dar dacă la un moment dat Charles și John Wesley au ajuns să fondeze ceea ce numim în istoria creștină metodismul, unul cu vocații muzicale, celălalt cu vocații oratorice. Oamenii aceștia au fost formați de o mamă care a stat cu ei și a vorbit cu ei. Învățătura trebuie întipărită în mintea copiilor, cum spune în Vechiul Testament. Asta presupune acea repetiție la care făcea referire fratele nostru. Să vii iar și iar, să repeți anumite lucruri. Și să te asiguri că ei sunt receptivi în momentul în care le spui. Noi avem un proverb, gura zice, vântul duce. Adică dacă nu este atent, copilul n-are rost să-i spui. De aceea deconectează-l de la tehnologie și asigură un cadru, un ambient în care să te asiguri că acel copil asimilează ceea ce încerci să-i transmiți. Învățarea însă comportă nu doar un transfer de informație. Presupune exercitarea autorității. Spunea cineva, prima lecție pe care o dai copilului tău să fie ascultarea, iar a doua va fi orice vei dori. Pentru că dacă un copil se subordonează autorității parentale, este foarte ușor ca el să accepte învățăturile pe care mama și tata îi le furnizează ulterior. Știți care este primul cuvânt pe care trebuie să-l învețe un copil? Înainte de cuvântul mama și tata? Este cuvântul nu. Nu ai voie să faci lucrul respectiv. Și să știe copilul că dacă cumva încalcă acel nu, suportă consecințe. Spuneam la început, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi. Iată că este nevoie să ne impunem în dreptul unui copil și nu trebuie să fim sfielnici precum a fost Eli de odinioară sau cum a fost David față de unii dintre fiii săi, căruia nu i-a spus niciodată pentru ce faci așa. Prea multă îngăduință față de copii înseamnă vinovăție în dreptul nostru. Îmi place cum Dumnezeu apreciază în dreptul lui Avram un lucru, căci eu îl cunosc și știu că va porunci casei lui după el să țină calea Domnului. Va porunci. Uitați-vă dumneavoastră la Ionadab, fiul lui Recab, când Dumnezeu îl trimite pe Ieremia în discuția aceea și le pune să servească vin. Ăștia spun, nu, domnule, în ruptul capului n-o facem. De ce? Pentru că înaintașul nostru, în urmă cu 250 de ani, ne-a poruncit clar, nu. Și așa a rămas. Mai mult decât atât, dincolo de exercitarea autorității, pentru că Biblia spune, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului, și calea înțelepciunii este aceasta a mustrării, a îndreptării, e nevoie de exemplu personal.
Există un singur mod de a-ți crește copilul astfel încât acesta să meargă pe calea dreaptă. Acela de a merge împreună cu el pe ea. Copiii învață mai mult după ochi decât după urechi. De aceea degeaba le spui tu du-te la biserică dacă tu duminică dimineața ai un somn prelungit. Degeaba îi pui ca ei să aibă o disciplină, o rigoare, să spunem, a citirii Scripturii, a rugăciunii, dacă tu în sensul acesta ești corigent. Practic, noi creăm un cadru în familia noastră pentru ca ai noștri copii să meargă pe traseul corect. De aceea, vreau să înțelegeți că libertățile generației actuale vor face ca să apară vicii în generația următoare. Eficiența învățării prin auzire este undeva la 40%. În momentul în care sunt folosite și imagini, garanția asimilării crește undeva la 60%. Dar în momentul în care cineva învață și se dă pe sine ca exemplu, garanția asimilării este de 80%. Iată, prin urmare, că este important să ne dăm exemple pe noi înșine. Cineva spune așa, trăiește în așa fel că atunci când oamenii vor spune copilului tău că seamănă cu tine, ei să simte nevoia să scoată în față pieptul, nu limba. Cred că ați înțeles. Vreau să mă apropii de încheiere, într-o manieră telegrafică. Care este obiectivul formării copiilor? De ce facem tot efortul acesta? Ca atunci când copilul va îmbătrâni, să nu se abată de la cale, să rămână consecvent. Îmi place foarte mult un exemplu din Vechiul Testament. Despre Estera spune că, deși ajunsese prima doamnă în Imperiu, urma acum poruncele lui Mardoheu, cu tot atâta scumpătate ca și atunci când o creștea el. Ascultarea nu înseamnă doar să auzi, ci să asimilezi și să așezi în viața ta și să fii serios în acele lucruri pe care le-ai asimilat. Îmi amintesc că odată am fost cu soția mea în nordul Italiei, la unul din mulți ei verișori, are vreo 100, oriunde merg în lume tot găsesc, și am stat o vreme la el, la unul din aceștia. Și el mi-a povestit că venise în Roma la vârsta de 15 ani. A urcat în tren de pe peronul din Suceava, iar tatăl său l-a îmbrățișat și cu lacrimi mi-a spus așa, Marius, să nu uiți ce te-am învățat. A ajuns la Roma, pe stânga și pe dreapta erau dormitoarele băieților și a fetelor. Teoretic, pentru că practic era cu totul altceva. A spus, în nopțile acelea, a spus toți psalmii pe care i-am învățat acasă. M-am rugat și am rămas drept și curat. M-am uitat la el, un tânăr binecuvântat, pentru că Dumnezeu i-a oferit de acasă o pornire frumoasă și a rămas în curăție, conservând căii pe care părinții au trasat-o. Doamne ajută-ne pe noi, părinți, bunici și ceilalți, ca să investim în copiii noștri și ei să ducă o ștafetă a curăției în generația următoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.